Adu-mi aminte că în vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că l-au adus pe un slăbănoc care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănocului: Îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați cele de lene inimile voastre? Că ce este mai lesne a zice: Ți se iartă păcatele tale, sau a zice: Scoală-te și umblă? Ca să știți însă că puterea de Fiul omului pe pământ a ierta păcatele. Atunci a zis slăbănocului: Scoală-te, ia-ți patul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta oamenilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, mereu și mereu trebuie să mergem cu mintea noastră la începutul creației, ca să putem să înțelegem cum l-a așezat Bunul Dumnezeu pe om, care a fost boala sufletească și trupească valorizată în ființa umană, unde a ajuns omul din alegere și din neputință, cum a fost și cum a lucrat economia mântuirii neamului omenesc prin Fiul și Cuvântul Dumnezeu, și cum s-a restaurat și s-a rezidit toată lumea aceasta și creația și este o lucrare de rezidire în continuă până la sfârșitul viacurilor, pentru că oamenii, prin alegere și prin voință liberă, se rezidesc prin comuniunea lor cu Dumnezeu. În mijlocul raiului era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Și din rai ieșeau patru râuri care se împânzeau pe fața pământului. Era cuvântul Domnului care a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să facem, adică noi, trei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, un Dumnezeu în trei ipostasuri. Treiul, iubiți credincioși, este un număr asociat Sfintei Treimi, treimea cea de o ființă și nedespărțit. Și când a zis să facem om, l-a făcut pe Adam din patru litere, din cele patru zări ale Pământului, pământ, apă, aer și foc, toate s-au însumat în el. Și în om s-a însumat și lumea aceasta materială, dar și lumea duhovnicească. De aceea avem și lumea minerală, și lumea vegetală, și lumea animală, și lumea îngerească, deci patru direcții în om. Vedeți că ieri am vorbit despre numărul 12. Astăzi vă vorbim despre patru, pentru că patru au fost cei care l-au luat pe slăbănoc și l-au dus în fața Mântuitorului. Pământ, apă, aer și foc erau într-o armonie. Nordul, sudul, estul și cu vestul erau într-o armonie. Omul era în armonie cu cerul și cu pământul. Cele patru râuri curgeau din mijlocul raiului și hrăneau și dădeau putere și dădeau viață în cele patru direcții în care ele se duceau. Dar a venit săgeata demonică și l-a lovit pe om în adâncul minții și inimii lui și toate ale omului s-au dezintegrat, s-au îndrăjbit. Pentru că patru este legat și de numărul acesta, patru este legat de cosmos, de întregul cosmos. Și omul a căzut și a căzut în păcatul strămoșesc. Păcatul strămoșesc care are iarăși patru direcții, pentru că omul a căzut în neascultare, omul a căzut în boală, trupească și sufletească, a căzut în stricăciune, în moarte și sub stăpânirea diavolului.
Deci vedeți, frățile voastre, în câte direcții a lovit un singur gând care a venit din partea satanii. Și din clipa aceea omul s-a uitat în pământ. Pământul, iubiți credincioși, simbolizat tot de numărul 4, pentru că dacă vă uitați, în Sfântul Altar, Sfântul Acnes, care reprezintă pe Fiul și Cuvântul Dumnezeu în omenit, care și-a luat trupul din Fecioară Maria, este ca un cub aici, este sub semnul pătratului al pământului, iar cerul este sub semnul cercului, al sferei. Și Domnul nostru Iisus Hristos s-a făcut om și s-a coborât pe pământ. S-a făcut om ca pământul să îl ridice din nou, să-l transfigureze un pământ nou și un cer nou, iar pe om să-l îndumnezească. Dar omul nu avea nicio putere. Omul n-avea cum să se ridice pentru că era paralizat cu totul. Și dacă vă uitați în pericopele evanghelice anterioare, Domnul și-a arătat puterea sa asupra mării, asupra vânturilor, asupra pământului, asupra creației, asupra demonilor în Sfântul Gherghesenilor. Și dacă vă uitați, Evanghelia de astăzi începe așa, și trecând Domnul dincolo, adică a venit, a trecut Marea Tiberiadei și s-a dus în Sfântul Gherghesenilor și a Gadarenilor și acolo l-a vindecat pe demonizat, au spus cei din Sfântul acela, pleacă de la noi, Doamne, Domnul s-a retras și s-a așezat în casă. N-a avut loc în inima lor și s-a așezat în casă, iubiți credincioși. N-a avut Domnul loc nici în templul din Ierusalim. N-a avut loc nici în sinagogă. N-a avut loc nici printre păgânii care au spus pleacă de la noi, Doamne. N-a avut loc nici în pustiu și s-a întors într-o simplitate în casă, în Capernaum. Și acolo s-a așezat. Unde este Hristos, acolo este biserica. Unde este Hristos, acolo este biserica, iubiți credincioși. Și dacă Hristos s-a așezat în casă, atunci biserica era cu El, era lângă El, era unită cu El. Și au început să vină ce? Oamenii. Au început să vină mulțimile. Au început să vină cei care aveau nevoie de cuvântul Său. Și atât de mult s-au îngrămărit încât nu mai puteai să intri în casă. Dar era acolo un slăbănog despre care vorbește și Matei, și Marcu, și Luca, cei trei evangheliști. Unii prezintă mai subțin lucrurile, cum a făcut Matei astăzi în pericopa sa evanghelie. Iar alții, precum Luca, au prezentat acest eveniment cu detalii. Adică au fost patru inși, patru direcții, care au acționat asupra slăbunogului. Planului vital, planului emoțional, planul rațional și planul duhovnicesc. L-au luat pe o pătură, l-au luat pe o targă, l-au luat pe un suport în patru direcții, întreaga ființă umană. Și acesta a avut o credință smerită, pentru că putea să se îmbrăjbească, putea să se împotrivească, putea să zică nu vreau, nu cred. Dar a avut o credință smerită și s-a lăsat purtat și l-au dus aceștia. Dar când se intre în casă, în Sfânta Biserică, au dat de cine? De cei cu inima împietrită. Adică mulțimile care vreau să audă cuvântul Domnului, care au auzit despre El, atât de mult ei vreau să-L iubească pe Dumnezeu că îl ignorau pe om. Atât de mult vreau ei să fie credincioși că erau împietriți la inimă, iubiți credincioși, față de omul acela slăbănog purtat de patru inși. Nu au fost sensibili. N-au putut să intre prin casă, în casă, pe ușă. N-au făcut un coridor. Ei au stat acolo cu Luc la ușa Mântuitorului. Domnul le știa pe toate și le lăsa să le lucreze. Combinăm Evangheliile ca să facem tabloul complet, pentru că aceștia patru au venit cu credință și cu iubire de aproapele, neputând să intre. De multe ori avem niște obstacole în planul acesta, obstacole care au rostul lor. Pentru că Domnul care este dincolo de acest plan văzut, de acest zid, Domnul le vede pe toate în lumea noastră. Și aceștia s-au urcat pe acoperiș. Sunt doi slăbănoși care a vindecat Domnul nostru Iisus Hristos. Unul, după 38 de ani la Scăldătoarea din Viteza, căruia i-a cerut credință și i-a spus, ai grijă să nu mai faci, ca nu cumva să fie ție și mai rău, ai grijă. Iar acesta, văzând credința lor și văzând și credința lui, iată că aceștia l-au urcat pe acoperiș și au spart acoperișul.
Acoperișul ăsta nu este de altceva decât o structură, iubiți credincioși. O structură care trebuie spartă, dacă vrem să ajungem în fața lui Dumnezeu. O structură a idolilor din mintea noastră, o împietrire a inimii, o fixare a minții în niște gânduri de ale noastre, o fixare a minții în niște fixisme de ale noastre, și acești patru au spart acoperișul casei și au ajuns în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unde erau prezenți ca de obicei cârcotașii, unde erau prezenți ca de obicei suspicioșii, invidioșii, fățarnicii, cei care caută nod în patră, cei care caută să strice tot timpul pacea și liniștea și binele. Dar de obicei aceștia poartă masca Evlaviei. Aceștia erau fățarnici, erau farisei, erau cărturari, erau învățători de lege, erau preoții de la templu și erau șardierei. Aceștia nu suportau. Aceștia nu vreau să vadă cu ochii lor că Domnul vinde, că Domnul tămăduiește, trecând peste sâmbătă, trecând peste acoperișul acela împietrit al minții și a inimilor. Nu suportau. Iar Domnul nostru Iisus Hristos a lăsat special lucrurile ca să se întâmple pentru ca să se vădească puterea lui Dumnezeu. Și când a ajuns aceștia în fața Domnului nostru Iisus Hristos, toți se uitau încremenit. Oare ce se va întâmpla? Oare va pune mâna pe El? Oare va face tină? Oare va citi vreo rugăciune? Oare va atinge? Ce se va întâmpla? Și Domnul acționează direct în cauză și spune, îndrăsnește fiule. Vedeți că a lucrat într-un plan psihologic la început. Nu a lucrat duhovnicește. A lucrat într-un plan emoțional. De ce? Păi să te vezi tu luat de acasă pe targă. Să te vezi tu dus în fața mulțimilor. Te cutremur, te frământi, te zâlții ca om, sufletește. Nu vorbim duhovnicește. Să te vezi tu luat de patru inși și de desubt împingând și apoi alții trăgând deasupra pe acoperiș și tu paralizat, ai o stare sufletească de neputință. Și Domnul a tămăduit fiecare fricel din ființa Lui, acționând așa cum ar trebui să acționăm noi în viața noastră de zi cu zi, fiind sensibil cu inima și nu fiind grosieri la minte și la inimă, precum acoperișul acela al casei pe care l-a spart Mântuitorul nostru Iisus Hristos. L-a spart El, Domnul, cum? Pentru că le-a dat puterea acestora să îl cară, le-a dat putere să-l aducă, le-a dat putere să-l urce, le-a dat putere să spargă, le-a dat putere să-l coboare. Le-a dat putere să îndrăsnească, îndrăsneala aceasta bună, nu tupeul de zile de astăzi, ci îndrăsneala bună, e bine plăcută Dumnezeu. Și Domnul îi spune, îndrăznește fiule, adică reface relația. Nu mai este relația de stăpân și slugă, de rob și dominator, nu mai este care, în care se așezase, se proiectase omul. Îndrăsnește fiule, adică credința ta, smerenia ta, te-a așezat în starea de fiu al lui Dumnezeu. Și cu Dumnezeul meu voi trece zidul, adică au spart acel acoperiș. Și s-a așezat în fața Domnului. Toți se uitau. Și Domnul spune clar, fiule, iertate sunt ție păcatul. Păcatele. Fiule, iertate sunt ție păcatul. Adică cum? Eu am stat atâția ani de zile slăbănoc, am suferit atâția ani, am avut o problemă psihologică, sufletească, familială, socială, firească, lumească, trupească, economică, că n-am avut bani, n-am avut ce trebuie, pentru că nu m-am putut mișca. Toate problemele mele erau din cauza unor păcate, ceea ce nu vede omul din ziua de astăzi. Nu vede că am ajuns unde am ajuns din cauza păcatelor noastre și fără iertare de păcate nu ne ridicăm din ceea ce am ajuns. Din patul nostru de niște paralizați. Cum am spus ieri la predică, suntem un neam și o nație de paralizați. De ce? Pentru că dacă n-am fi paralizați, ne-am lăsat purtați de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am lăsat purtați de cei patru, care sunt cei patru evangheliști. Ne-am lăsat purtați, iubiți credincioși, de alți patru care înseamnă conștientizarea păcatului, care înseamnă pocăință pentru păcat, care înseamnă rugăciune pentru păcat și care înseamnă hotărârea de a nu mai face păcatul. Ne-am lăsat purtați că ne-am de această pătură a Evangheliei, celor patru evangheliști și a lucrării duhovnicești prin aceste patru etape, în cele patru aspecte ale ființei noastre.
cum am spus, și pe planul vital, și pe planul emoțional, și pe planul duhovnicesc, și pe planul rațional, dar, repet, suntem ortodoși și credem în trup și suflet și atât, nu alte aspecte și alte împărțiri. Trup și suflet, iar în partea cea mai profundă a sufletului este duhul omului, inima omului. Le avem foarte clar și bine definite. Și în întreaga ființă și în tot aspectul ființei umane, Domnul nostru Iisus Hristos nu s-a legat de nimic decât a acționat în cauză. Iertate sunt ție păcate. Ce s-a întâmplat, iubiți credincioși? S-au contrariat cu toți. Cum adică îndrăsnește acesta să zică iertate sunt ție păcate? Acesta culește. Culește pentru că a îndrăsnit să se spună în felul următor. Numai Bunul Dumnezeu poate să ierte păcatul. De vor fi păcate tale ca bucurăciunea, ca zăpada le voi face. Deci păcatele numai Bunul Dumnezeu le poate ierta, le poate șterge, le poate curăța, le poate albi. Ei au înțeles că El a luat un aspect al lui Dumnezeu. Dar Domnul spune clar, ca să vedeți că puterea are Fiul omului, adică n-ați priceput din prima, vă dau una mai tare ca să pricepeți. N-ați priceput că v-am explicat fiind cum stau lucrurile, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, o să vă dau una pe mintea voastră ca să pricepeți. Ca să se uite lumea la voi ca niște neputincioși. Că n-aveți puterea lui Dumnezeu în voi, chiar dacă sunteți la templu, chiar dacă sunteți arhierei și preoți, chiar dacă voi promovați legea lui Moise, n-aveți puterea lui Dumnezeu. Și îi spune așa, ca să vedeți că puterea are Fiul omului, îi spune iertate și ție păcatele, adică acționat în Duh, ia-ți patul tău, adică ia-ți viața, ia-ți condiția ta în propriile mâini și umblă. Adică du-te pe orizontală în direcția casei tale. Ce înseamnă mergi la casa ta? Mergi într-o ale tale, mergi în interiorul tău, mergi în inima ta. Pentru că Fiul risipitor care a ajuns în stare de păcat și de neputință, iată că s-a întors prin alte etape care înseamnă să-mi da în picioare, inel în mână, în haină nouă și vițelul cel îngrășat. Deci, repet, sandal în picioare, inel în mână, haină nouă și vițelul cel îngrășat, prin alte patru etape s-a urcat înapoi în casa Tatălui Său, în chilia sa, în inima sa, în ființa sa și s-a devenit din paralizat, din fiul risipitor, s-a întors înapoi în centru lângă Hristos și a stat demn în fața lui Dumnezeu. Această pericopă evanghelică, iubiți credincioși, ne arată nouă lucrarea pe care trebuie să o facem ca om, ca familie, ca și neam, ca să ne restaurăm la starea noastră de demnitate și de oameni, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Toate încercările care sunt pe fața Pământului sunt încercări omenești, sunt încercări firești, sunt încercări neputincioase, sunt încercări fără rezultat, sunt încercări, niște încercări care nu sunt altceva decât ținte false, care duc într-o direcție sau alta, în stânga sau în dreapta, dar singura lucrare este aceea de a ne lăsa purtați în etapele vindecării, care se întâmplă în una Sfântă Sobornicească Biserică, Sfânta Biserică care te conduce încetul cu încetul către Sfântul Altar, care se află în patru colțuri, în patru colțuri care se află cei patru evangheliști, unde avem în mijloc, ca mijlocul casei pe Hristos, Hristos Euharistie, care este potirul și care spune în fiecare sfântă Fiule, iertate sunt ție păcatele, ia-ți patul tău și umblă. Amin.